Deci, bună tuturor! Pentru că vin Paștile și canalul meu îmi permit să fac ce vreau. Astăzi voi picta și voi coase, poate, niște ouă de lemn. Astea le-am cumpărat de pe lasercraft.ro. Pensulele sunt luate separat. Ce folosesc acum e o tempera. Și mi-am luat așa, 4 ouă. Și m-am gândit pe viitor să-mi iau, să am de făcut harta României. Astea sunt de cusut și astea se pot coase. Un brad, steagul României. Astea la momentul potrivit. Niște inimioare, tot așa pentru cusut. Niște mere. Dar astea m-am gândit să le fac ceva stil nasture, numai că e cam mare. Și tot așa de experimentare, tot pentru nasturi sau pentru magneți pentru ace. O să văd cam dacă se potrivește materialul să nu fie prea gros lemnul. De nu îi dau două găuri și o să devină nasturi. Și ce s-a mai întâmplat e că la pachet, ca să nu se rupă lemnăraia, o dat un fel de deșeu care se pune deasupra în pachet, tocmai ca să nu se zbată acolo lucrurile în pachet. Și am observat că absolut fiecare bucată de material a fost ceva de genul circular și am stat în seara aia până le-am legat de oaltă și am făcut simplu așa o buclă, vedeți, am trecut dintr-un cerc pe altul, am luat pe dedesubt și am tras cam pe la mijloc să vină un fir. Practic o să-l fac cu croșeta mare, să vedem, o să fac ori un coșuleț pentru lenjerie, de obicei le fac pentru coșulețele astea mai multicolore pentru ciorapi, pot fi pentru lenjerie intimă. Mă rog, ce ai acolo, mărunțișuri, de exemplu, un alt dulap am pentru baterii. Foarte bine ptică câte un asemenea coșuleț. Și în dulap atunci nu ocupă mult spațiu. Ouăle astea o să le fac doar pe o parte. Pe cealaltă parte nu mă gândesc să le colorez sau să pictez. Cred că ar putea merge și cu carioca din aia mai performantă, mai gen Posca sau, bine, pentru cine își permite să-și cumpere, pentru că și alea sunt foarte scumpe, Posca și Ohuhu și nu mai știu cum le mai spune. Da, deocamdată asta, tempera asta ieftină își face treaba și ar fi bine dacă aș avea și un lac să le dau păstă, da, dacă rezistă 2 ani așa cum este, eu nu mă supăr. Întâi le fac, pictez ce se poate picta și după aia o voi coase peste și apoi mai vedem ce și cum. Bun, astea ar fi culorile mele preferate și vă recomand, dacă folosiți pensule, să luați ceva de calitate, nu gen Auchan, pentru că ies firele una într-una și mi s-o lipit acolo de lemn și o să le dau jos cu acu, mai mult sau mai puțin. Nu o să investesc foarte mult timp în ele. Pe partea cealaltă le-am lăsat nefăcute. Oricum nu o să se vadă numai o parte. Și verde n-am pus deloc pentru că o să-mi trebuiască la altceva. Maro, negru și culorile astea închise o le-am evitat. Cu desăvârșire, la galben am folosit un amestec între galben ocru și galben normal, dar și galben cu alb, ca să iasă un pic mai deschis.
Lăsăm până mâine la uscat și mai vedem ce vom coase peste. În rest, inimile plănuiesc să nu le colorez deloc. Merele și floricelele le voi face cu ceva culori mai potrivite pentru lemn, gen dacă vreau să le folosesc de nasturi, am nevoie clar de ceva care să reziste la spălare și, bineînțeles, și de un strat de lac rezistent la apă. Deocamdată cu copacul vieții, ăsta ar fi un copac cu vieții, nu știu ce o să fac, dar o să fac și din asta ceva. Dar timpul va hotărâ și, bineînțeles, timpul liber mă refer și cheful de lucru. Am lăsat ouăle la uscat. Trebuie să vorbesc un pic mai încet că la noi se doarme. Nu arată rău. Aș fi folosit și verde, dar o să las verdele pentru brăduți. Și acum trecem la partea amuzantă, unde vom coase. Și am aici niște fire. Și o să văd care se asortează cât de cât. Sau cel puțin să dea bine. Așa. Le punem aici frumos. Și ne dăm cu părerea. Adică eu cel puțin. Bun, să vedem ce avem aici. Din păcate nu reușesc să surprind adevăratele nuanțe ale firelor. Astea fiind niște resturi de fire DMC. Să vă arăt și pe spate. Le-am lăsat necolorate, nefăcute cu tempera. Nu le-aș mai face cu tempera, știți de ce? Pentru că apoi m-am gândit că lucrând cu tempera, normal, cu timpul, dacă dă de umezeală, o să se dea jos culoarea. Și încă o chestiune, să folosesc altă dată niște pensule de calitate, pentru că au rămas acolo firele de pensulă. După cum vedeți. Și acum eu o să mă chinuiesc mai mult sau mai puțin să le desprind cu acul. Dacă nu fost lene să le desfac atunci când au fost umede. Dar și atunci dacă erau umede, au fost cam greu de dat jos, că rămânea toată culoarea pe degete. Bun, hai să ne apucăm de cusut. Începem pentru exemplificare cu acest roz foarte deschis și caut acum capătul. Și astea sunt cusături foarte simple pentru că astea sunt prevăzute pentru copii să facă decorațiuni pentru Paști și după cum ați văzut, eu am băgat ața în ac, dar eu încă n-am tăiat restul de ață, așa o să și las. Vă explic imediat de ce. Așa. Doamne, ce te iubesc așa când se întâmplă. Așa. Deci, după cum ați văzut, într-una bag, în cealaltă scot. Nu e nevoie de prea multe explicații, pentru că trebuie să vede cu ochiul liber ce se întâmplă. Bun, aici e ultima și revin. De data asta, completez în cealaltă parte. Vin pe dedesubt, bag pe deasupra.
Așa. Și uite, putem face pe spate nod, dacă vrem. Și aș recomanda un prim nod simplu și după aia facem așa o buclă. Ați văzut că am tras, țin cu o mână ața, cu cealaltă am petrecut-o pe lângă mână și bag acupă de sub de două ori și strâng, ca și cum aș face un nod dublu. Bun, și de aici încolo poți să tai. Sau la câtă ață am eu aici, pot să mă duc în partea asta la altă și fac ce am făcut în primul rând. Fac un fel de tighel. Mă rog, cel puțin pe față pare tighel, dar pe dincolo mă duc și vin cu cusătura. Cum se cheamă? Punctul înaintea arcului? Cred că. Că întotdeauna încurcam punctul înaintea arcului cu punctul în urma arcului. La fiecare ou voi folosi peste tot aceeași culoare. Aici am străpuns ațele și un pic mă deranjează vizual. Bun. Cine are timp și, bineînțeles, mai multă imaginație, poate să facă umbre, poate să facă cu orice altă metodă, poate să facă doar de cusut. Ce aș mai vrea eu să adaug? Că o să folosesc niște lipici metalic cu sclipici, da? Și ci că se poate spăla. Trebuie să profit acum până doarme fata, că altfel mi le confiscă. Și fiind lipici, totuși nu mă risc. Bun, ce să folosesc? Nu știu ce să folosesc. Aș folosi argintiu. Dacă tot am folosit ața asta deschisă la culoare, aș folosi parcă și verde, dar vedeți cum se cunoaște culoarea la lumina asta. Hai să desfacem sclipiciul ăsta argintiu. Luăm un șervețel, să vedem. Îl apăs din capăt și este după cum se vede, un lipici lichid cu sclipici. Arată interesant. Hai să vedem dacă îl dăm aici pe lângă ață. Dar o să-l dau în partea unde e mai închisă la culoare. Și o să dau aici, în partea de jos, la fel. Și o să-l lăsăm la uscat. Așa, dacă stai să te uiți, nu tare scoate în evidență cusătura. La fel de bine aș putea să fac unde sunt găurile.
și să nu mai trebuiască să cos. Sau chiar pe, hai să sacrificăm ouul ăsta. O să fac aici pe cusătură direct. Cine știe, poate să strânge partea asta lichidă și rămâne numai sclipiciul. Normal că l-am stricat. Hai să luăm cu șervețelul, poate reușim. Nu reușim încă să luăm culoarea jos. Așa că odată ce ai dat cu lipiciul ăsta, intră în reacție cu tempera, îl înmoaie și evident că îl șterge. Hai atunci, dacă e până acolo, să facem asta direct unde sunt găurile. Bun, lăsăm la uscat. În realitate arată foarte bine, dar pe cameră vai și amar. Sunt curioasă cum se uscă. Trebuie să lăsăm să avem răbdare. Mi-am și murdărit masa. Bravo, superb! Dacă tot am pornit pe drumul ăsta, hai să vedem dacă mai pot stoarce de aici pentru ouul ăsta. Am reușit. Aici o să pun în capătul ăsta un pic mai mult. L-am lăsat la urmă, deși am văzut că am lăsat cam puțin acolo, pentru că tubul, din câte se poate vedea, e aproape gol. Și l-am folosit doar la 2 ouă. Nici n-are rost să-l mai țin. Merge la gunoi, că mi-a mai rămas doar aici. Vedem cum se uscă și tragem concluziile. Și am mai trecut o zi. Încerc cât de cât să vorbesc mai încet, să nu trezesc fata. Pentru că dacă vede fata ouăle astea pe masă, îi bai și nu mai lucru nimica. Astea cu sclipici s-au uscat, le-am lăsat 24 de ore. N-aș mai face alegerea asta cu sclipiciul, le-aș scoase direct, având în vedere că oricum sunt prevăzute ca baze pentru cusut. Și astea sunt cele două cusute. O să le fac poză imediat și aia e. Atât am putut. Mă întorc la pregătirile mele de Paște. Bineînțeles, vă urez și dumneavoastră sărbători frumoase. Aveți grijă la mâncare și la sănătate. Și până ne vedem, să aveți spor bun!